Salut! Sunt Petru de la Well Coach. În acest video să-ți vorbesc despre 4 greșeli pe care le au majoritatea elevilor în mentalitatea lor și pe care e posibil să le ai și tu. După cum știi, tocmai ne-am întors dintr-un tur prin liceele din țară pe care le-am făcut împreună cu Cristian Dascălu. Și în acest tur am întâlnit o grămadă de elevi pasionați care fac proiecte faine și care vor să realizeze lucruri importante în informatică și lor le-am vorbit despre cum poți să ajungi să faci un internship la Google, la Facebook sau la o companie mare din afara țării. Am aflat că există internship-urile astea la Google, de fapt am aflat de ele tot undeva prin clasa 11, cred că eram ca voi așa, și ce am auzit prima dată e că se oferă mâncare gratis și am zis, asta e destul de interesant și poate trebuie să aplic și eu. Și aveam cumva ideea asta că a lucra la Google și la Facebook e destul de greu să intri acolo pentru că e un cer foarte select, că trebuie să fii geniu și eu nu mă consideram deloc geniu cu 30 de puncte din 600 la națională. Și totuși am văzut că felul în care văd unele lucruri ar putea să fie schimbat sau ar putea să fie mai sănătos. Și o să-ți vorbesc despre 4 greșeli pe care le fac mulți elevi în felul în care gândesc. Eram puțin descurajat, adică nu știam dacă să aplic sau nu. Până la urmă am aplicat și în anul la facultate și am aplicat la Google, la Facebook, la Twitter, la toate companiile, la Microsoft, la Quora, la Dropbox, la ce vreți voi. Și, mă rog, m-au respins toate, adică nici măcar nu m-au primit la interviu. Numărul 1. Foarte mulți elevi văd notele ca un scop în sine. Și cred că mentalitatea mai sănătoasă ar fi să te uiți la note ca la niște mijloace. De exemplu, dacă vrei să ai un job foarte bine plătit, poate că dacă ai o facultate prestigioasă absolvită, o să ai mai multe șanse să prinzi acel job. Și atunci trebuie să te gândești cum faci să fii admis acolo și cum faci să termini. Și atunci, faptul că tu termini acea facultate implică faptul că ai trecut toate examenele ei și faptul că ai fost admis acolo implică faptul că ai avut un CV foarte bun în care ai inclus și notele mari din timpul școlii. Deci notele nu sunt niciodată un scop în sine, mai ales că foarte multă lume alege să facă o facultate aici în țară unde notele sunt irelevante la admitere, sunt relevante în afara școlii sau în afara liceului. Însă am continuat să sper și m-am perfecționat mai mult, am mai creat proiecte și le-am mai pus în CV. Am venit amândoi din facultate și la fel am aplicat la toate companiile, la Google, la Facebook, la Microsoft, la Twitter, la Quora, la Dropbox, la Microsoft, bla, bla, bla. Da, și de data asta iar m-au respins toate. Numărul 2. La unele licee la care am fost să prezentăm, în timpul prezentării era o liniște totală, toți elevii erau atenți, ascultau ce ziceam, dar nu puneau întrebări, nu interacționau aproape deloc cu noi. Totuși, la final, se aduna așa o mulțime mare de elevi care venea să vorbească cu noi, să ne pună întrebări și era puțin ciudat pentru că ei și-au păstrat toate întrebările la finalul prezentării și cred că lucrul ăsta se întâmpla poate și din rușine, pentru că nu voiau să audă colegii lor unele întrebări care se gândeau ei că ar putea să pară prostești, dar totuși voiau să afle răspunsul de la noi și atunci stăteau la final și discutau cu noi. Cred că e important să scapi de mentalitatea asta, să te gândești că nicio întrebare nu este proastă și să îți urmărești interesul tău și anume să-ți clarifici unele lucruri și să înveți lucruri noi. Pentru că doar întrebând poți să faci asta, pentru că dacă stai și nu pui nicio întrebare, nu ai cum să înveți la fel de multe lucruri, o să înveți pur și simplu lucrurile care sunt prezentate de alți oameni și care nu se pretează neapărat pe nevoile tale. Și apoi a venit anul 3, eram deja, nu mai aveam mari speranțe că urma să termin facultatea și am aplicat din nou. M-au respins, dar m-a contactat un recrutor la Google pentru că cumva rămăsesem în bază lor odată și m-a întrebat dacă vreau să vin, dacă aș fi interesat de o poziție full-time după ce termin facultate, după ce termin cei 3 ani de facultate. Numărul 3. Probabil cea mai frecventă întrebare pe care o primim în timpul prezentărilor și pe care o primim și pe YouTube și pe Facebook și absolut peste tot e câte limbaje de programare trebuie să știu. Atenție, câte limbaje de programare trebuie să știu.
Și în programare nu este vorba de cantitate. Trebuie să fii bun la un anumit limbaj, să fii capabil să înveți în funcție de nevoile pe care le ai. De exemplu, dacă trebuie să faci un site, să știi tehnologiile web necesare pentru a duce proiectul la bun sfârșit. Dacă ai nevoie să faci o aplicație mobilă, la fel, trebuie să știi tehnologiile care te ajută pentru a scrie aplicații mobile. La niciun interviu nu te întreabă câte limbaje de programare știi și dacă tu zici 4 și concurentul tău știe 10, automat pe cel care știe 10 limbaje de programare o să-l ia. Nu e adevărat. Trebuie să știi un limbaj sau 1, 2, 3 limbaje pe care să le știi bine, în care să fii confortabil, să poți să faci proiecte și pe urmă să te poți adapta în funcție de nevoile pieței. Asta cred că vine de multe ori din mentalitatea de liceu, unde trebuie să înveți pe de rost 3-4 capitole ca să dai testul la o anumită materie și profesorul după aia te întreabă, ți-ai învățat asta? Asta, da, ok, hai să te ascult. Dar în viața reală nu funcționează așa, pentru că avem internet și nu mai trebuie să știm lecții pe de rost. Dacă stau să mă gândesc, eu cred că nu știu decât poate C++ cât de cât bine la nivel de sintaxă și în rest trebuie să caut pe Google pentru aproape orice fac. Deci, să zicem că știu 95% dintr-un limbaj de programare, poate nici atâta, cred că mai degrabă 70%, așa la un nivel decent. Și am spus că nu sunt interesat de full-time și că aș vrea un internship pentru că vreau să merg la master și a fost foarte treabă și m-a băgat pentru un interviu la internship. Numărul 4 și asta mi se pare cea mai importantă chestie și un lucru despre care am vorbit și o să mai vorbesc probabil în continuare într-o grămadă de videouri. Mulți elevi care erau foarte pasionați, care sunt foarte pasionați, care vor să facă lucruri importante și să aibă succes în viață, veneau la mine și la Cristi și la Bianca și ne întrebau: bă, uite, am încercat atâtea chestii și parcă niciuna nu-mi place, am încercat și programarea și parcă nu-i de mine. Și după aia, stând de vorbă cu ei, aflam că pe lângă programare, ei au mai încercat și diverse chestii, nu știu, de exemplu debate, de exemplu biologie, s-au gândit să se ducă pe medicină, s-au gândit să se ducă pe matematică, pe tot felul de chestii, s-au apucat să facă proiecte, s-au încercat să meargă la olimpiadă și mi se pare puțin ciudat dacă în clasa 9 sau a 10-a tu deja ai încercat 5 chestii sau 6 chestii, înseamnă că ai făcut mai puțin de un lucru pe an, pentru că probabil te-ai apucat, hai să zicem, în clasa 6-a cel mai vreme să faci activități extrașcolare care să aibă legătură cu o meserie. Însă, în fiecare domeniu, la un moment dat o să dai de niște obstacole, de niște lucruri mai grele care sunt mai complicat de înțeles și mai complicat de dus până la capăt. Și atunci ai nevoie de cel puțin un an jumate ca să înțelegi un domeniu la un nivel mai înalt, ca să-ți dai seama dacă e pentru tine, dacă îți place și ca să reușești să ai cât de cât succes. Pentru că în cazul în care nu îți place, e de multe ori pentru că nu te descurci. Și hai să luăm ca exemplu matematica. Matematica e o chestie foarte abstractă la care, nu știu, cred că sunt foarte, foarte, foarte puțini oameni la care le place de la început. Și de fapt, cum se întâmplă e că sunt unii copii care, probabil puși de părinți acasă, încep și lucrează suplimentar pe lângă ce se cere la școală. Și după aia vine perioada olimpiadelor, când profesorul, din cauza că ei se descurcă mai bine, îi trimit la olimpiadă și după olimpiadă iau un rezultat bun și primesc laude. Și după ce primesc câteva astfel de laude, începe să le placă. Dar lor le place pentru că primesc admirație din partea celorlalți, pentru că văd că se descurcă bine la acel lucru. Pentru că, în general, ne plac lucrurile la care ne descurcăm bine. Și atunci, cred că mentalitatea corectă e să alegi un lucru care nu îți displace foarte mult și pe care te vezi că poți să-l faci sau poți să ai o viață bună făcându-l. Și după aia o să vezi că lucrând mult la el, persistând, învățând lucruri noi, o să ajungă să îți și placă. Dar reține, trebuie să-ți placă de-abia după ce treci o perioadă suficient de lungă în care ai lucrat activ, în care ai transpirat, în care te-ai lovit de greutăți și le-ai și depășit. Care prezintă.
În cazul în care ți-a plăcut acest video, dă-ne un like și abonează-te la canalul nostru pentru a fi la curent cu toate noutățile, cu toate videourile noi pe care le lansăm. Dacă ai prieteni pe care crezi că i-ar ajuta acest video, trimite-le și lor și spune-le despre Wellcode. Și în cazul în care nu știi programare, dar vrei să înveți, intră pe wellcode.ro, unde am creat un curs care te învață programare de la zero și unde poți să interacționezi cu comunitatea noastră de peste 25.000 de membri. Și acum îți doresc să ai o săptămână minunată, extrem de productivă, în care să înveți cât mai multe lucruri noi.